Hai lume! Astăzi vă invit să descoperim împreună ce se întâmplă la intersecția artei și natura și atunci când se întâlnesc două artiste moldovence pentru a crea o expoziție. Glas de Dor este expoziția creată de Olga Ilieș și Mădălina Ungureanu. Acestea lucrează cu plante uscate și tehnica tiparului înalt pentru a obține lucrări unice și deosebite, care promit că ne vor teleporta în copilărie și ne vor readuce tihna lăuntrică. Glas de Dor, pentru că este o piesă cea mai principală, care poartă această denumire. Și în acea piesă e un copac, sub coroana căruia stă dorul, așa spun eu. În fond, se numește așa și lucrarea, pentru că ne-a inspirat un cântec copacul de Aureliu Andreescu. Sub coroana aceea se ascunde dorul, se ascund bunicii noștri, dar la un moment dat ne putem ascunde și noi. Tehnica de realizare a acestor lucrări este mai rar întâlnită, care se transmite din generație în generație. Tehnica tiparului înalt. Aceasta, folosită alături de plantele uscate, este unul dintre elementele definitorii ale expoziției Glas de Dor. Eu am făcut cunoștință cu tehnica asta datorită Olgăi, atunci când am intrat prima an la Academie, pentru că ea este graficiană, de fapt, de profesie, de specialitate și mi-a făcut cunoștință cu această tehnică și cu acest instrument magic și fermecat. Și m-am îndrăgostit de el și de această tehnică, pentru că se combină foarte bine cu plantele care le usuc eu. Tiparul, așa cum îl vedeți voi, că pare foarte masiv, foarte greu, știți că el tot are sensibilitate. Sensibilitatea lui este ascunsă în fontă, fiindcă fonta este un material poros. Așa masiv cum pare, dar are sensibilitate. Și alta la mână, că pe fiecare tipar este indicat anul producerii. Și cu siguranță că este mult mai mare de vârstă decât ea. Tiparele au sunetul său. Dacă o să vă dați voi, îl auziți? El cumva e cu noi indispensabil întotdeauna, muzica tiparului. Și acest instrument cu care noi facem poartă o poveste. Lucrările care le facem poartă o poveste. Ele ajung în casele oamenilor care au povestea lor în cuibușorul lor și o să fie transmisă mai departe din generație în generație cu poveștile lor. Împreună, tihnă, lin, îmbrățișare și ele toate sunt ascunse sub Glas de Dor. Ele nu trăiesc niciuna una fără alta. E o temă așa foarte sensibilă pentru mine, fiind, cum v-am spus, suntem din generații diferite. Între noi este o diferență practic de 17 ani. Asta încercăm să transmitem și prin lucrările noastre, subiectele care le alegem, colecțiile care le creăm. Sunt toate despre această necesitate a oamenilor de acum de a se opri și a se regăsi, a reveni la originile lor. Pentru vizitatorii expoziției, artistele au pregătit și carduri poștale care, pe lângă faptul că nu se găsesc două identice, mai au și mesaje personalizate. Tot ce trebuie să facem este să ne găsim postcardul care ni se potrivește. Eu l-am găsit pe al meu. Prieteni, veniți și voi în perioada 17-27 aprilie să explorați aceste opere unice și să descoperiți plantele uscate și tehnica tiparului înalt, transformându-se în adevărate capodopere artistice. Expoziția o găsiți la Moldeco, de luni până vineri între orele 9 și 18 și sâmbătă între orele 9 și 16. Cu voi a fost Mihaela Racoviță pentru Internetul Grăiește!